Dacă acum nu te organizezi, dacă acum nu te naști din nou pentru Împărăția lui Dumnezeu, dacă acum nu citești cuvântul Lui, dacă acum nu ții post, dacă acum nu ai milostenie, când o să faceți? Pentru că la un moment dat plecăm de aici. Deja vă uitați în oglindă și vedeți tot mai multe riduri. Pentru că așa e trupul, se vestejește. La 80 de ani, la 90 de ani ai să spui, păi cum să postesc la anii ăștia? Și vei avea dreptate. Păi cum să mai dau? Nu mai am salariu. Și vei avea dreptate. Cum să mai construiesc, să mă implic? Și vei avea dreptate, că vei fi bătrân. Iubiți credincioși, slăviți să fie Domnul! Luați loc! Dacă ne gândim fiecare dintre noi cum mergem dimineața la servici, unii dintre dumneavoastră luați mașină, dar totuși o bună parte luați transportul public. Busul, tramvaiul, metrou, RER-ul, toată lumea știți că de dimineață sau la 4 după masă, după 4, se numește les heures de point, când toată lumea e grăbită. De dimineață este grăbită să meargă la servici, să nu întârzie, după masă e grăbită sau spre seară să ajungă acasă și să calcă lumea pe picioare, să împingă, să-și găsească un loc, nu neapărat să așeze pe un scaun în autocar, ci măcar în picioare, pentru că toată lumea își caută locul lui sub soare. E bine, între această forfută, între această aglomerație de dimineață, aș spune și dumneavoastră, i-ați văzut. Ați văzut oameni căzuți. Ați văzut oameni care stau abătuți, poate, nu neapărat întinși pe pământ. Ați văzut oameni care e dimineața, dar sunt deja beți, cu sticla de vin lângă ei, și dacă te apropii mai tare, miroase urât de la ei. Nu știu dacă v-ați întrebat, oare să merită să mă apropii? Nu știu dacă cineva dintre noi s-ar opri că în dreptul lui, pentru că deja parcă ești în întârziere. Ei bine, Evanghelia pe care am auzit-o astăzi e ceva foarte practic. E despre noi, despre mine și despre dumneata. Că suntem grăbiți cu ale noastre. Și vă spuneam eu că mulți dintre tineri la 30 de ani nu mai au pasiune în ochi. Vorbesc adormit, cântă adormiți, merg pe stradă adormiți și lucru care îl fac tot adormiți sunt. E bine, dar totuși sunt oameni și poate că noi ne regăsim, sunt oameni care facem totuși lucrurile cu pasiune. Că altfel poate nici n-am avea un salar de la patron. Trebuie să lucrezi, trebuie să muncești. Și chiar dacă domeniile astea sunt foarte restrânse, totuși în ceva avem și noi pasiune. Nu știu, bucătăria, construcția, reparația mașinilor sau mărcele la mașini sau care merge mai tare, care e mai robustă, avem și noi pasiune în ceva. Astăzi Evanghelia ne spune să fii pasionat pentru Împărăția lui Dumnezeu. Vă spuneam de dimineață că ne-am deprins cu mesajul bisericii, cu slujbele bisericești, cu cântarea în biserică, cu recitarea chiar a versetelor și a poeziilor și vreau să vă spun astăzi că asta nu este tot. A cânta în biserică cu toată biserica e frumos când cântă 1000 de persoane, dar nu e tot asta, nu e suficient. E frumos să înveți pe copilul tău versete și poezii creștine, dar nu este suficient. Deja e un pas înainte, sigur că da. E un pas înainte că umpleți bisericile, sigur că da, e frumos asta. Dar sunt niște pași, sunt niște pași pentru a urca pe această scară frumoasă care duce spre Împărăția lui Dumnezeu. Deci astăzi am auzit pe cineva care cunoștea bine legea și zice, Doamne, ce să fac? Să moștenesc Împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, păi împlinește poruncile. Vom auzi în duminica viitoare exact aceeași convorbire, împlinește poruncile, zice, astăzi îi spune, cum citește în lege? Adică sunt niște trepte. Și legea înseamnă, învață-te să fii un om bun. Învață-te să fii un om bun, nu scuipa în fântână de unde bei apă. Dă binețe celui care te salută. Fii mai întâi un om bun. Astea sunt poruncile. De ce noi nu reușim să ne naștem din nou, să fim oameni noi? Pentru că încă n-am împlinit astea de jos.
Încă nu avem relații bune în propria noastră familie. Știți, pentru a fi un sfânt, mai întâi trebuie să fii pur și simplu un om. Pur și simplu un om. Când cineva ți-a dat bună ziua, dă-i înapoi bună ziua. Ți-a trimis cineva un mesaj. Ai măcar atâta omenie să-i răspunzi înapoi. Măcar atât. Și eu văd că noi nici asta nu avem. Despre ce sfințenie putem vorbi? Și Hristos astăzi ne spune, oameni buni, cuvântul meu e ceva practic, nu e o teorie seacă. E ceva practic. Fii ca tată, ca soț, ca mamă, ca soție, ca prunc în relație cu părinții tăi, fii practic. Asta este Evanghelia. Practic, urcă încă un pic mai sus, încă un pic mai sus. Despre ce este Evanghelia de astăzi? Că dragostea lui Dumnezeu sparge orice barieră culturală și chiar religioasă. Despre asta e. Cine a fost acest samaritean? Un dușman a evreilor. Un dușman a evreilor. Și Hristos îl ia pe acest dușman a evreilor și arată la toată omenirea ca exemplu a dragostei, ca exemplu a milei. Cum să ai milă eu, cum să am milă de celălalt când n-am înțeles ce a făcut Dumnezeu cu mine? Că dacă voi înțelege asta, dacă am înțelege că Dumnezeu a făcut milă cu mine, dragoste cu mine, că m-a scos de unde am fost și m-a pus în fața Lui și a făcut din mine coroana Lui, coroana sau bucuria Lui. Asta, primul lucru care trebuie să-l reținem, dragostea care Dumnezeu ne cheamă, la care ne cheamă, sparge orice barieră, oricare, care n-ar fi, de ce culoare n-ar fi, ce educație n-ar avea, indiferent, bea, fumează, înjură, eu trebuie să-L iubesc. Eu trebuie să-L iubesc, la asta m-a chemat Domnul Iisus și asta părinții m-au învățat. Mă auziți? Asta părinții m-au învățat în casa unde eu am crescut. Să iubești pe tot omul, nu biserica, nu școala, nu grădinițele alea care vă costă un ochi și un plămân, nu, părinții. Părinții asta trebuie să învețe și eu știu că sunteți prea ocupați și mă întorc la cuvântul care l-am început acum două minute în urmă. Pasiunea care dai pentru mașini, pentru servici, pentru, nu știu, o haine de măr sau altceva, pentru brandul tău personal, pentru împărăția lui Dumnezeu, cât dai? Cât dai? Cât pui? Cât inimă pui în viața ta, în cotidian? Dacă nu spargi cu dragostea ta un gard care te separă de vecinul tău, înseamnă că mai e de lucru. Mai e de lucru cu sinele tău. Lev Tolstoi, în cartea sa Învierea, spune că toți oamenii sunt gata să schimbe lumea, mai puțin pe sine. Cred că a devenit un slogan foarte cunoscut. Toți vor să schimbe lumea, dar mai puțin pe sine. Aici e lucru cel mai greu. Suntem gata să-l scuturăm pe celălalt, dar lucru cu sinele este cel mai greu. De atât acest samaritean a putut să spargă bariera și religioasă și culturală și care mai erau, pentru că a lucrat cu sinele. Noi nu putem asta să facem atâta timp cât nu ne ascultăm propria inimă, propriul sine, cât nu stai un pic să ai un dialog cu tine însuți, să vezi ce pulsează în inima ta, ce aștepți tu de la viață. Ai găsit oare o bucurie în cotidianul ăsta în care ești? Sau doar ca un animal te duci la lucru și vii de la lucru? Mai faci un copil și apoi mai faci unul... Totul ce este exterior, totul ce este exterior în împărăția lui Dumnezeu nu poate să meargă. Și noi devenim niște oameni foarte bruți, neciopliți, pentru că trebuie să-i dai lumii din exterior ceea ce ea cere. Și lumea din exterior asta este. Lumea din exterior asta este. Tot omul e grăbit să calcă pe picior de dimineață, vă spuneam, adică vă spuneam chiar acum mergem noi dimineața la servici. Fiecare își caută un loc sub soare, gata să treacă peste celălalt. Nu-mi pasă de celălalt. Și cum m-aș apropia eu de celălalt dacă de la el miroase alcool, dacă miroase a droguri sau a țigări sau altceva, sau înjură? Imediat e o barieră.
Păi nu, eu aș putea să-l ajut pe cineva de religia mea, de cultura mea, de graiul meu. N-aș putea să merg la altul. Sprea grăbit. Și preotul așa a făcut. Am slujbă. Eu am slujbă în biserică. Sprea grăbit. Să cânt. Sprea grăbit. Și levitul, slujitor în templu, exact același lucru a spus. Samariteanul s-a oprit. Și el era, spune Biblia, că el era întreagăt. El n-a venit special pentru el, adică s-a făcut timp. El avea și el programul lui. Dar a dat din ce avea. Din banii lui, din uleiul lui, din vinul lui, din timpul lui. Asta înseamnă lucru cu sine. Pentru că viața e numai una. A doilea moment sau a doua lecție care vreau să reținem că mila sau milostivirea care ai pentru celălalt, dragostea care ai pentru celălalt, nu este doar un sentiment. Trebuie să ai o acțiune. Ai milă de cineva, treci la acțiune. Nu e suficient Dumnezeu să-l miluiască, Dumnezeu să-l ajute, Dumnezeu să-l mântuiască, să-l ocrotească. Dragoste înseamnă și milostivire înseamnă să treci la acțiune, fă ceva. Fă ceva. Asta înseamnă, știți, un copac. Un copac mare care își lasă ramurile peste toate animalele din pustie sau unde o fi el. Măcar asta face. Măcar ține o umbră pe pământul ăsta și pentru animale și pentru oameni care lucrează pe deal, ori cu tractorul, ori fără, cu sapă în mână, măcar are unde să dea la drumul. Ăsta e rolul acelui copac cu ramuri mari. Vreau să ne gândim fiecare la noi, care este rolul meu? Oare nu vi se pare să ai un salar, 3 copii sau 5 sau cât vreți dumneavoastră și o casă frumoasă? Oare nu vi se pare prea puțin ca rost în viață? Prea puțin să ai asta? Oare nu te îndeamnă chiar însăși cugetul tău, inima ta, că tu poți mai mult? Tu ai putea să faci mai mult? Tu ai putea să te schimbi, adică să te naști din nou și să nu mai fii om doar a mușchilor tăi, a pasiunilor tale trupești și a patimilor trupești, purtat de patimi. Oare n-ai putea să dai mai mult? Eu cred că da. Pentru că asta este rostul omului pe pământ. Știți ceva? Toți avem un timp când ești cel mai bun. În copilărie nu poți să fii cel mai bun. În adolescență tot. Este un timp. Și apoi acest timp ușor, ușor se scurge și trece în altă fază. În faza de a ieși de pe scena acestei lumi. Toți au trecut prin asta. Și vei trece și dumneata. Voi trece și eu. Eu atâta cât sunt aici și mă țin puterele și coardele vocale, vă spun. Pentru că într-o zi am să ies de pe acest amvon. Cum au ieșit și bunicii mei. De atâta trebuie să faci cât poți, cât ai forță, cât ai capacități și intelectuale și spirituale. Fă acum, pentru că la un moment dat ai să spui, părinte, eu am trecut de 60, ce să mai dau? Și vei avea dreptate. Vei avea dreptate. Dacă acum nu organizezi, dacă acum nu te organizezi, dacă acum nu te naști din nou pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă acum nu citești cuvântul lui, dacă acum nu ții post, dacă acum nu ai milostenie, când o să faceți? Pentru că la un moment dat plecăm de aici. Deja vă uitați în oglindă și vedeți tot mai multe riduri. Pentru că așa e trupul, se vestejește. Sufletul, deși e veșnic, dar și el nu mai are aceleași puteri înaintând în ani. Și ai fi putut să dai. La 80 de ani, la 90 de ani ai să spui, păi cum să postesc la anii ăștia? Și vei avea dreptate. Păi cum să mai dau? Nu mai am salar. Și vei avea dreptate. Cum să mai construiesc, să mă implic? Și vei avea dreptate, că vei fi bătrân. Diavolul nu o să vă spună să nu mergi azi la biserică. Să nu mergi la biserică. Diavolul spune, mergi foarte bine. Mergi. Vrei să citești în Biblie? Citește. Vrei să cânți? Cântă tare. Asta o să vă spună diavolul. Dar din tot ceea ce faci, dă-mi și mie un pic. Asta el vrea. Dumnezeu nu merge așa. Cu Dumnezeu trebuie să fii 100%. Dumnezeu vrea tot. El spune că eu nu împart slava mea cu nimeni. Dumnezeu vrea tot.
Și diavolul spune, cântă, citește, învață, rostește, predică, dar continuă să fie așa mânios. Continuă să judeci, să judeci pe alții. Continuă să fii nemulțumit. El doar asta vrea, pentru că e suficient să te bagi în foc. Spuneam duminică trecută, e suficient, e atât suficient, să fii nepăsător. Nepăsător de Lazar de lângă tine. E suficient. Diavolul asta vrea. Mergi la biserică, mergi în pelerinajă, cântă cât te ține gurița ta, dar la un moment dat, diavolul cere partea lui. Și pe aici ne minte pe mulți. Asta înseamnă să fii cu pasiune pentru împărăția lui Dumnezeu. A treilea moment este că mila și dragostea, aceasta reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați într-această lume, într-acest pustiu, să fii ca un râu care trece prin pustiul arid acestei lume, acestei lumi și dă bucurie, dă viață, dă verdeață. Unde ați văzut imagini, cred că ori pe internet, ori imagini fotografiate, râu în pustie și pe malul râului e verde. Așa trebuie să fie un credincios. În jurul tău să fie oamenii sănătoși la minte, oameni sănătoși la suflet, oameni care doresc să ducă într-această lume mesajul Evangheliei, că nu multă lume știe de ce merg la biserică. Nu multă lume cunoaște acest adevăr. Să gândesc că e suficient să meargă, să însemne că a fost la biserică, să mai țină o zi de post, să mai cânte un pic, să mai citească un pic la psaltire. Nu. Atâta timp cât omul nu se naște din nou, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Sunt însăși cuvintele Domnului Iisus. Nu vă mulțumiți, părinte, eu înainte înjuram, nu știu, în 10 fraze, 9 erau înjurături și acum fac un pic mai puțin. Nu vă mulțumiți cu asta. Nu spuneți, eu înainte fumam câte 3 pachete pe zi, acum doar 1. Nu vă mulțumiți cu asta. Faceți pași încet, mergeți liniștiți, dar să fiți siguri că mergeți de mână cu Hristos spre împărăția Lui. Unii fac schimbări radicale imediat, dar nu toți pot asta. Nu la toți, toți suntem diferiți. Vă spuneam de dimineață, cu caracter, cu temperament diferit, cu culturi diferite, cu viziuni diferite, dar vreau să fiți siguri că Hristos este prezent în familia ta, în inima ta, în serviciul tău, în graiul tău, în gândirea ta. Asta înseamnă să fii un om purtător de Dumnezeu. Și asta totul pleacă din familie. Din familie. Sunt sigur, vă spuneam de la începutul liturghiei, că acest samaritean n-a învățat asta la biserică, ci a învățat la părinții lui. Unde nu vei merge, fă binele. Și noi suntem nu numai chemați să facem bine, dar bine într-acel sens că să aduci pe om la Hristos. Pentru că numai Hristos este mântuirea. Mântuirea ne se dă prin credință ceea ce a făcut Domnul Iisus. Toate slujbele, toate icoanele, toți sfinții, toate sărbătorile anului, absolut tot ceea ce este în biserică, trebuie să ne ducă la Hristos. Deci nu vă opriți în alte detalii, pentru că toate celelalte detalii trebuie să te ducă aici. Și prin Iisus, prin Domnul Iisus Hristos, ni se dă mântuirea oricărui om, oricărui suflet. Dumnezeu să ne dă acest gând bun. Și dacă acest om al legii a întrebat pe Domnul Iisus, și cine este aproapele meu? Eu astăzi vreau ca fiecare să vă întrebați, cum aș putea eu, Doamne, să fiu aproape de celălalt? Cum eu să fiu aproape de celălalt? Că noi știm care sunt apropiații noștri. Orice om care este în necaz, într-o neputință, într-o cădere, într-o slăbiciune sufletească sau fizică, este aproapele nostru. Dar fii tu aproape de celălalt. Ieșiți un pic din zona de confort. Confort fizic. Ieșiți din zona de confort până la urmă spiritual, că noi ne protejăm cumva, nimeni să nu spună pe invers, nimeni să nu mă deranjeze. Dar ieșiți un pic din confortul ăsta și mergi să salvezi pe celălalt.
Haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm astăzi, să ne rugăm cu pasiune. Să ne rugăm cu pasiune ca Dumnezeu să ne ajute în viața noastră, nu doar să o trăim frumos pe pământ, ci într-așa fel să o trăim ca să fim moștenitori a împărăției Lui. Amin.